M-am așezat, sunt confortabil, nu mi-am luat hidromel, am vrut să iau și un hidromel să închin în cinstea dumneavoastră și să vă urez cu ocazia Paștelui în România, Paștelui Ortodox, să vă urez pe lângă Hristos a înviat și gânduri bune și de pace, vă spionează o veveriță. Sper că nu vrea să intre în casă, ce frumoasă este. Cred că este o femelă, m-a auzit și a fugit. Așa, lăsăm veverița ca nu în fața. O să vă vorbesc de nuclee. M-am poziționat aici și sunt confortabil. Nucleele pe care le-am folosit în experiența mea puțină de partea asta de producere a reginelor. Cred că așa e mai bine. Plan secundă. Așa. Primul lucru pe care vreau să vă spun despre nuclee, că în România am folosit cu bun succes modelul acesta, asta arată destul de uzat și bine folosit. Concepția aia aparține domnului Cristian Bratu. În principiu sunt 5 rămuțe, așa, da? Dar active vor fi 4, cele 4 rămuțe în zona aceasta. Ramele sunt acestea, chiar sunt ramele originale făcute de domnul Cristian Bratu, eu le-am făcut pe alt concept. Aici este un, cred că este stolit sau ceva de genul ăsta foarte rezistent. De ce sunt sub forma aceasta? Fiindcă se populează pe deasupra, se pune bine, se pune regine și când tu le așezi efectiv în cutie, da? să nu strivească albina și regina. Și de obicei eu pun și eu la lamelă de ceară necrescută, ceară fagure, da, artificial. Și în cele 4 rămuțe, aici în poșetă se pune hrană, da, hrană aici în poșetă, sau borcanele cu hrană, cum vrei să le, da? Și are un disc cu 3 opțiuni. Eu în plus am făcut la acest nucleu și aerisirea aceasta. Pentru că eu nu lucream în zona de munte, eu lucram în zona de câmpie și acolo era mecanicul mai cald. Zona de munte la domnul Bratu era important în zona, mai ales făceau perechiari montane, era important constantă. El e obosit, e uzat, e mâncat de albinuțe și nu mai, unele chiar sunt mâncate și de șoricei. Îl prefer pe acesta pentru situații în care trebuie să-mi fac regine pentru mine sau pentru client și nu sunt stresat cu a le supraveghea să nu urească după ce a început albina să pompeze. Sunt bune. Dezavantajul lui este că, fiind din polistiren, albinele rod rău de tot. Da? Și cred că cel mai bun exemplu este cel de aici, care a supraviețuit unui atac de albină. Se vede cât l-a rost. Iar eu am demolat partea de fund, poate partea asta detașabilă, corpul detașabil, să pot să calibrez două, e mult mai bine. Să nu fii sub stresul că s-a suprapopulat și zvaroa, de felul ăsta se vede aici cât de bine arată. Asta ar fi un dezavantaj. Un alt dezavantaj este faptul că rămuțele acestea nu pot fi îmbinate să fie puse într-o familie care să le construiască sau să le facă cu un puier. Ele, ca și funcționare, practic, se populează cu albină și se populează după aceea, se pune regina virgină. Și după ce ele s-au dezvoltat și este deja puiet căpăcit și ai o regină matură aici, o recoltezi și pui pe urmă botcă căpăcită la faza de eclozare. Da. Și așa se continuă. Față de următorul, e mai bun acesta decât următorul. Să-l dau puțin de parte și să pun rămâțele în el ca să pot să intru în discuții ordonat despre următorul. Ramele acestea se construiesc ușor și vor rămâne tot timpul forma de U. Așa. Să-l iau pe următorul nucleu pe care eu l-am, mini nucleu sau micro nucleu, cum vreți să spunem, ceva micuț. E făcut în România, din poliuretan. Poșeta aceasta este prea mică pentru o hrană suficientă de împerechere, are nevoie de hrană măcar dublu, asta e una. El, ca și capacitate, gândit cu, la fel cu 3 rămuțe, da? Pe urmă partea de podișă din una goală, da? Cam așa ceva vine. Eu l-am făcut puțin mai larg,
Materialul lemnul care l-am pus, de fapt, un carton de ăsta de lemn presat. N-am avut ticlos de stolit sau ceva de genul ăsta. Și uneori albinele rod. Eu sunt comod de că le spăl în clor și se vede aici că plasa de metal mi-a fost distrusă, trebuie să îl curăț și să le refac cu o altă plasă de aluminiu. Când le spăl în clor, se va duce. Dar prefer că, și am frizat anume treaba aceasta, orificiu de aerisire, pentru am putea să-mi asigur nucleul. Foarte greu am populat a treia generație în el, pornind de la inerția că ai fuier și duce albina. După de obicei ai făcut o regină, o recoltez, a doua regină cu greu reușesc să o ai. Asta dacă te-ai dus la timp să o recoltezi pe prima ca să nu roiască, roieze în el. El sunt bune că mai pus o cănuță de albină, o regină virgină, ai pus acolo în poșetă hrană și i-ai dat drumul și merge mult mai ușor. Da? Dar, cum spuneam, doar să te depanezi, să te scoți dintr-o situație limită. Nu este pentru a face regine a la long time și calitativ și așa mai departe. Plus că și ele pot fi atacate, orificiul acesta intră vespea asiatică. Și când m-am dus odată să recoltez regine, am găsit aici de fapt două vespe asiatice. Mâncase toată albina și regine, toți rămâsese pe hrană. De ce sunt bune? Pentru a te depana. Nu este un nucleu care să faci tot sezonul 3-5 regine sau mai multe, depinde de fiecare după poziția în care ne aflăm geografică. Nu strică să ai număr pentru depanare, care, mă rog, trebuie să scoți reginele în plus. Încă-l mai utilizez, o să repar și o utilizez și chiar o să schimb din cartonul acesta de care albine de rod, să-l schimb într-un lemn mai solid pe rămuțele acestea. Tot timpul prefer să reformez și să pun faguri noi, că albinele clădește, decât să las o fagură mai vechi, dar se poate lucra și așa dacă ai niște condiții de igienă. Asta a fost legat de mini-nucleu sau micronucleu, cei mai mici nuclei. Ăla ar fi ceva aproape de apidea. Apidea original sau copile n-ar fi rele dacă le ai, că le alimentezi pe partea inferioară. Și mă rog, ușor de, dacă știi cum să le lucri, să le paletezi și asta, dar au același dezavantaj. După un timp, albina roiește de acolo. Da? Fie roiește că nu mai are spațiu, fie că nu roiește că nu mai are hrană, fie că roiește că e cam dură. Prea mici. Ținând seama de ce am lucrat în România, pe lângă lucreul pe care v-am prezentat înainte, în România lucram pe jumătate de ramă de multietajat. Roință de 6 rame, în care băgam 6 rame de multietajat și puteau să intre, era gândit anume, să intre 12 rămuțe la 1x2 din multietajat. Putea fi împărțit în 4 compartimente și în felul ăsta făceam reginile care făceam pentru mine, pentru clienții. Da? Și acolo le populam cu ramă cu puiet căpăcit. Alt nucleu utilizat aici în Franța este Mini Plusul. Așa. Stai să scot eu două rame ca să vorbim despre ce înseamnă. Mini Plusul, da? Cele două rame de Mini Plus se împină și fac rama de multietajat. Este polizate, se împină așa frumos. L-ai băgat în magazie sau în cuibul de multietajat, va fi plin cu miere sau cu oată și așa mai departe. Mini Plus. Aici conceptul e gândit pe 6 rame de Mini Plus și gândit și cu două ordinișe, eventual să fie despărțit, se vede la mijloc, ordiniș față-spate să împerecheze. Nu e rău conceptul, pentru la fel pentru un pericher de regine de producție de miere, ok, merge. Dar trebuie lucrate calitativ, mai calitativ. Ce am văzut la acesta de lemn, și ăsta e foarte puțin atacat, vedeți aici jos, nu știu ce l-au luat, bursuc, șderg, veveriț, șoarece, habar n-am, că ăsta arată bine, de asta l-am scos pe cel mai bine întreținut față de ce au făcut ceilalți.
Ăsta la lucruri cu el cu ramă ideal, cu ramă de puietă căpăcit, cu ramă de miere și cu botcă. Și cu o cantitate mai mare de albină, undeva 300-500 de grame de albină. Dacă lucri pe un corp, dacă faci o singură regină, poți să pui mai puțin de 500, să rămâi la 300 dacă faci două regine. Nu, în structura asta nu-i pun de iarnat, că aici nu, n-am reușit să le vin ele. Deși am și magazie la ele, sunt prost lucrate și atrage fortișagul. Dar este o ramă și un concept ok. În timp o să-mi lucrez în Mini Plus pentru perechere la Moșnain. Copiez, nu e originalul meu, a unui meșter apicultor pe care îl apreciez foarte mult din Germania. A fost și România la Sibiu, la Palatul Romanilor, când l-a invitat alături de încă doi buni și mari apicultori și chiar un profesor universitar regretat, entomolog. Se poate lua. Dacă acolo hrănirea se face în poșetă, aici hrănirea trebuie să fie făcută deasupra. Și de asta trebuie create hrănitoare în plus, tip podișor. Și încă un detaliu pe care vreau să-l precizez, hrănirea eu o gândesc la Play și la Royer exclusiv cantitatea asta mică de albină, exclusiv solidă. Dar nu merge ideea să dai sirop. Nu e o idee bună. Și acum revenim la ceea ce eu am propus astăzi. Da? Așa arată soclu. Da? Quadri Hive. Sunt patru regine care se populează în el. Așa arată corpul. Da? Pentru fiecare parte este organiș. Și există diafragme de metal, de inox, cu care se separă. Capac la fel, podișoarele. Dacă vorbim de aceste podișoare, aici au o sită de petroan hrănit cu sirop. Dezavantajul acest tip de hrănitoare, povesteam și cu Mihai Rus, le-am cumpărat de la stopara.ro. Prefer să le iau de acolo, comparativ cu prețurile din Franța. Sper că nu se vor scupi lucrurile, că în contextul economic lucrurile nu mai sunt sub control. În tipul ăsta de hrănitor de podișor mi se neacă mult albina. Și atunci, cum vă spuneam, eu prefer să pun în partea aceasta, nu știu dacă se vede că e albă, să pun aici turtă energetică cu vitamine. Este un spațiu aici în care va permite să pun gratia Hahnemann, nu cumva să-mi intre regina și să o trezesc cu caut de stop și aici își face, fiindcă mai multă căldură, își face locașul cuibul. Și în felul acestea voi hrăni reginele în acest tip de nucleu. De ce Quadri Hive? Fiindcă mie îmi permite să debutez cu 3 rame, da? Fiecare compartiment are 3 rame. El are posibilitatea, după cum se vede, și să pui și ramă întreagă. Da? De, și să ai două roiuri cu câte 3 rame de mer. Dar eu prefer să merg cu un ramă de Mini Plus, să-mi perechez pornind de la populară. Voi face în prima fază cu regine virgine și cu o ramă de miere și o ramă fără nimic pe ea, doar curățată, de Mini Plus, da? Cum vă povesteam, ramă de Mini Plus, da? Și după aceea voi pune a treia la clădit, când deja regina e împerecheată, să își ia elan. Ce avantaj avem pe acest Quadri Hive? Am împerecheat 4 regine. Aici este un mic secret cum le poziționez vis-a-vis de punctele cardinale și distanța față de alte nuclee de împerechere Quadri Hive, ca să nu apare derivă de albină sau de popular sau probleme de dezorientare la partea de zbor de împerechere. Dar nu e complicat, doar să păstreze o anumită distanță între ele și o anumită orientare de puncte cardinale. Care e avantajul pe care eu îl văd? Mi-am împerecheat 4 regine, am nevoie de o regină sau 2 sau 3, pot să eliberez și să fac un voi din el. La fel, în momentul în care s-a suprapopulat și nu mai am nevoie să mai fac regine,
Conceptul este să poți să le pui una peste alta, totul este piese de Lego, se vină, se face ușor. Și ai făcut, da? Un corp de Dadan sau un corp, ai un roi sau un nucleu pe două corpuri. Asta vom discuta și în perioada de iernare, avantajul pe regine. Ipotetic, dacă m-aș întoarce în România să fac apicultură în România și ar trebui să iau de la zero, aș merge pe roinițe pe Hive, nu am aici să discut despre ea, roinița de 6 rame pe Dadan și cu magazie de mer, și aș merge pe nucleia de împerechere de modelul acesta Quadri Hive. Asta ar fi tehnologia pe care aș adopta-o în facerea de roiuri și de regine. Când dau eu turta superputerică la roiuri? În momentul în care mie regina s-a împerecheat. În momentul în care regina s-a împerecheat, vin și cu turta superputerică la nuclee și la roiuri. Până atunci, eu prefer să merg pe această candy, pe această turtă energetică cu vitamine și în felul acesta îmi hrănesc eu nucleele. V-am spus, la cele mari, după ce am pornit, mai ales dacă familia era necupuiet căpăcit și poți să pui vodka, mergi din prima populară cu ramar și albină și ramă cupuiet căpăcit și vodka, dacă nu mergi cu albină recoltată, de ce avem și dioxidul de carbon, pusă anesteziată și măcar regină virgină. Întrebare pentru dumneavoastră. Prima întrebare. Cu cât scurtează viața albinei utilizarea dioxidului de carbon în anestezierea albinei? Aștept comentarii și răspunsul la această întrebare. Iar a doua întrebare pe care o am, care vi se pare mai potrivit pentru dumneavoastră între cele patru nuclee prezentate de mine aici, de lucrat pe, făcut de regine, lucrat în stupina dumneavoastră. Ce mi-ați recomanda? Eu am spus, aș merge pe ideea de pe Hive, ca roinițe, cu magazie de mer deasupra, iar nuclee Quadri. Celelalte, mini plusul sau cele mai mici, le văd tot așa în situația asta de avarie, de depanare. Pisicuța neagră. Sunt pisicuțe sălbatice, nu pot spune mâna pe alea. Cum și veveriței sălbatică, nu pot spune mâna pe ea. Da. Astea sunt întrebări pe care am avut pentru dumneavoastră. Mă voi strălui să montez filmulețul. E duminică. Dacă reușesc seara asta să montez, o să-l vizionați în seara asta, dacă nu, zilele următoare. Aștept întrebări și comentarii și teme pe care să le iau în atenție vis-a-vis de ideea aceasta de vlog sau video legat de apicultura pe teme care vă interesează. Cu drag, Ionel Nistor, Apicinez, Apicultura din România Live, ca și emisiune, și porecla mea de aici din Franța, un oltean în Franța. Ciao, ciao!